Seniorii socialdemocrați însoțiți de reprezentanții organizației de tineret a PSD Satu Mare au dăruit sâmbătă flori sătmărencelor, acțiune organizată cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. Grupul de socialdemocrați, în frunte cu președinții organizațiilor județene și municipale, PSD Satu Mare, Mircea Govor și Dorel Coica, a secretarului general Toma Beta, dar și a președinților de tineret județean și municipal Raul Băbțan, respectiv Ionuț Bujor, au pornit din fața sediului de partid în jurul orei 11. Odată cu florile, primarul municipiului Satu Mare, Dorel Coica, le-a înmânat și câte o invitație pentru spectacolul de 8 martie, care a avut loc sâmbătă seara la Casa de Cultură a Sindicatelor și a fost susținut de trupa VH2 Gabriel Cotabiță și de trioul Distinto. Președintele PSD Satu Mare, Mircea Govor, a transmis cele mai frumoase gânduri pentru doamne și domnișoare cu ocazia zilei de 8 martie. Eu, împreună cu colegii mei și domnul primar al municipiului Satu Mare, domnul secretar executiv și primarul comunei Rașa, cu toți colegii noștri de la tineret și alți membrii de partid ai noștri, am ieșit să sărbătorim femeile noastre din județul Satu Mare, din municipiul Satu Mare, cu ocazia zilei de 8 martie. Am ales această zi minunată să fim în mijlocul doamnelor, să le transmitem toate gândurile bune, să le dorim o primăvară frumoasă, multă sănătate, bucurii, satisfacții și împliniri. Urări de bine au mai transmis și Dorel Coica, Toma Beta, Raul Băbțan și Ionuț Bujor. O partie, cele mai frumoase flori pentru cele mai frumoase doamne și domnișoare, adică sătmărâncele noastre. Le iubim, le respectăm și, așa cum spunea domnul Mircea, le așteptăm la ora 5 să stea alături de trei bărbați, Govor, Coica și Curoca, și 1500 de femei să urmărim Distinto și Cotabiță, VH2-ul. Mie nu rămâne doar decât să le urez la mulți ani tuturor femeilor și tot ce-ți doresc de la viață. La mulți ani încă o dată. Din partea Organizației Județene de Tinere și cea municipală, împreună cu prietenul meu și colegul meu Ionuț Bujor, dorim să le transmite tuturor mamelor, bunicilor, tinerilor noastre din organizație și celor din județul Satu Mare și municipiul Satu Mare, un la mulți ani și o primăvară însorită. Ionuț, și tu zici și tu ceva? La mulți ani, chiar dacă în timpul anului poate că nu le manifestăm intenția pe care ar trebui să o manifestăm față de ele, astăzi ne manifestăm toată atenția asupra lor. Și toată dragostea. Florile și invitațiile au fost împărțite sătmărâncelor în zona Semicorzo, Alea Coposu, zona Centrul Nou, dar și în zona Pieței Mari. Sătmărâncele au fost plăcut surprinse de gestul socialdemocraților. Sătmăreni au mulțumit atât pentru flori, pentru invitații, dar și pentru urările de bine și au transmis la rândul lor toate gândurile bune.